Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă ediție a emisiunii Portret de Fermier. Iată-ne în județul Tulcea, aici în zona în care pescuitul e la el acasă. Sunt împreună cu domnul Marian Avram, președinte AMPA. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor! Și domnul Cornel Ivanov, antreprenor. Bună ziua! O să începem cu gazda noastră, cu domnul Ivanov. Și o să-l rog să ne spună unde suntem mai exact. Deci suntem pe amplasamentul amenajării Piscicole Babadag, o amenajare relativ mare, circa 2000 de hectare, crescătorie, probabil cu rezultate, unele de rezultate cele mai bune din zonă și vă aștept. Când ați preluat dumneavoastră această exploatație piscicolă? Deci a fost preluată în 1999. Era cam văduvită de pește, am populat-o foarte intens, am investit foarte mult și rezultatele s-au văzut. Ce specii de pește avem aici? Fiind crescătorii de pește, avem în special peștele chinezesc, singer novac, crap românesc ca lumea, șalău și restul. Domnul președinte, așa cum spunea și domnul Ivanov, una dintre cele mai importante exploatații piscicole, mai sunt și altele la nivel național, ce ar trebui să înțeleagă cei care fac piscicultură prin prisma agenției pe care o coordonați? Ar trebui să înțeleagă în primul rând că acolo unde contractele și unde legal lucrurile s-au desfășurat într-o logică a preluării activelor fostelor amenajeri piscicole, coroborat cu muncă și cu programe de investiții, rezultatele se văd. Asta ar fi pe scurt cheia succesului. Acolo unde, din păcate, lucrurile de preluare de la fostele amenajeri piscicole nu au fost în regulă sau statul a întârziat să le pună la dispoziția fermierilor sau fermierii nu au gândit constructiv și au zis că doar e o problemă așa de pe zi pe alta sau de pe an pe alta și nu s-au gândit cu perspectivă la ani, pentru că în piscicultură trebuie să ai cel puțin 4 ani de investiții ca să vezi rezultatele, n-ai cum să ai rezultate și îmi pare bine că prezentăm și lucrurile pozitive, adică vârfurile realizărilor din acest sector. Și aici, la Babadag, este unul dintre exemple. Domnul Ivanov, ați făcut investiții și lucrul ăsta se poate vedea cu ochiul liber, că o astfel de exploatație nu poate fi întreținută fără foarte mulți bani băgați. De când ați început, cam la cât se ridică nivelul investițiilor, cât au fost fonduri proprii, cât ați luat fonduri europene, cât ați luat de la bănci, în linii mari, dacă ne puteți spune. Da, eu am fost unul din, eu știu, fermierii care a reușit să investească foarte mulți bani. Bineînțeles că nici în perioada aceea, nici în perioada aceasta, nu am avut numărul de, știu, de milioane, milioane de euro ca să investim aici. Am apelat la fonduri europene cu foarte bune rezultate. Adică a fost o perioadă foarte bună în care oricine putea să investească în amenajări piscicole cu ajutorul fondurilor europene. Banii, eu am accesat 2-3 proiecte pe fonduri europene, dintre care 2 de investiții și eu știu, am folosit așa cum trebuie. Eu sunt și inginer constructor și, sau hidrotehnist mai precis. Zic eu că am știut ce fac și se vede de fapt. Banii sunt foarte mulți, avem toți datorii, mai ales în situația actuală în care nu prea ne înțelegem cu statul român și o să vedem cum o să rezolvăm și această problemă. De la ce pornesc aceste neînțelegeri cu statul român? De o necunoaștere sau neînțelegere a activității noastre. Deci noi suntem
în cadrul Ministerului Agriculturii. E vorba de agricultură. Iar în orice carte care au deschis și vorbește despre agricultură sau acvacultură mai precis, hai să vezi acolo că acvacultura este ramura agriculturii. Toată agricultura din România e recunoscută că nu reușește, sau probabil în Europa, nu reușește fără un ajutor de la stat să facă ceva. Ei, toată agricultura din România este subvenționată. Tot. La noi nu, la pește vreau să spun, nu s-a dat niciun ban de sub, nicio subvenție nu s-a dat. Deci tot ce am făcut, am făcut pe munca noastră și cum să spun, fără niciun ajutor. Și a fost foarte greu și este foarte greu. Delta Dunării este plină de pește, este plină și de păsări ichtiofage, pelicani, cormorani, care de produc pierderi foarte mari, uneori peste 50%. Să nu se înțeleagă greșit. Eu sunt un om care iubesc păsările, le respect pentru că știu că au reușit să trăiască mii de ani și au ajuns până acum. Dar nu se poate ca în delta să nu mai fie pește, că trebuie pentru hrana păsărilor și păsările să dea peste noi busna și să ne mănânce, eu știu, munca noastră, deci peșteri. Nu putem rezista în aceste condiții, nu putem rezista ca să hrănim păsările fără să ni se acopere, eu știu, daunele produse de aceste păsări. Deci, este normal să trăiască, este normal să le protejăm, dar zic eu că este normal să protejăm și omul. Nu se poate să intrăm în faliment și bănuiesc că acum o să intre toate în faliment cu modul acesta de nu a lăsa, cum de altfel și vedeți aici, păsări să fie până și în casă. Nu se poate trăi așa și nici nu avem nicio șansă să rezistăm. Este un strigăt de alarmă pentru guvernanții noștri să îndrepte ochii și spre noi. Nu vreau să fac o precizare. Nu avem treabă cu păsările, nu vrem să le împușcăm, nu vrem să facem masacre, nu vrem să facem nimic. Vrem numai să speriem păsările. Iar povestea, zic eu, cu bună știință ridicată de domnul ministru, privind cormorani, este perfect adevărată. Povestea mai departe e că între vânătoare și amenajeri piscicole și dușmanii noștri din amenajeri piscicole nu este nicio legătură. Noi nu suntem vânători. Nu ne interesează vânătoare. Ne interesează numai să ne lăsați sau să ne lase să trăim. Dacă pot să vă spun că pe 2 ani de zile, de când nu mai nici nu trec bărcile afară de bărcile de pescar și agenți pe lac, a scăzut cantitatea de pește cu circa 25-30%. Nu se poate. Unde te întorci, păsările care stau și se uită la tine, nici măcar nu se sperie. N-avem soluții. S-a încercat compensarea, au existat niște neînțelegeri pe care noi le știm și probabil de noi au fost sesizate, nu vorbesc de mine că eu sunt la capătul lumii, și este normal să fim ajutați, că altfel dispare sectorul de pește. Nu este normal ca să spunem că în România 80% din cantitatea de pește care se vinde este de afară, atât timp cât noi nu suntem ajutați deloc să facem peștele astea. Iar când intrăm pe piniere, mai ales pelicanul, cormoranul și așa mai departe, dacă nu reușim să-l îndepărtăm de acolo, e jale. Nu mai rămâne nimic. Problema se pune din două puncte de vedere. O parte pentru a limita pagubele fermierilor. Una, în acest moment, este inițiativa legislativă, pe traiectul legislativ, pentru că, din păcate, cota stabilită de lege pentru cormoran este zero
Și atunci singura soluție a fermierilor este cerere de derogare pentru împușcarea cormoranilor. Din păcate, până acum, de un an de zile, la toate cererile fermierilor nu s-a răspuns din partea Ministerului Mediu, nici măcar într-un caz, pentru a derogare. Derogare care să dea voie amenajerilor piscicole pe baza unui contract cu asociație de vânători să reducă numărul de cormorani. Soluția pe care o vedem noi acum este legătura cu Ministerul Agriculturii din Franța, cu serviciile specializate de acvacultură și piscicultură, și așteptăm ajutorul colegilor francezi pentru a vedea cum au reușit ca țară europeană să reducă numărul păsărilor ichtiofagi. De exemplu, la o specie au 70.000. 70.000, care înseamnă mult mai puțin față de România, care în acest moment are sute de mii de păsări ichtiofage. Eu cred că și eu sunt 100% de acord cu domnul Ivanov, că trebuie ca instituțiile statului, coroborat cele ale Ministerului Agriculturii, dar și ale Ministerului Mediului, să privim cu realism situația. Fermierii nu pot suporta la nesfârșit pagubele fără să fie compensați. Dar aceasta este o soluție tranzitorie. Soluția este ținerea sub control, atât cât este calculat de către specialiști, de către instituțiile de specialitate, cât poate suporta în condiții în care să fie un echilibru între cât pește există în România, în mediile naturale, nu în amenajările piscicole, și câte păsări putem să avem la nivelul național. Și aici cred că este cheia. Pe de o parte, o legislație de peste 14 ani de zile care nu a fost pusă în aplicare, aceea de a oferi compensații fermierilor pentru pierderile pe care le au. S-a zis, pe de o parte, suntem în rezervația biosferei Deltei Dunării. Suntem într-o zonă strict protejată în care fermierul are foarte multe restricții, foarte multe restricții pe care le respectă. Da? Atunci trebuie și noi, pe baza legislației, nu pe baza al cuiva, să avem normele metodologice pentru a compensa. Fermierul trebuie să fie despăgubit. Discuția este nu din fondurile de investiții pe care România le are de la Uniunea Europeană, ci din fonduri de mediu. Asta este problema nodul goldian pe care autoritățile trebuie să-l rezolve. Întâlnirile repetate între fermieri, asociațiile lor și Ministerul Agriculturii, dar și Ministerul Mediului, din păcate, n-au dus la rezultate, pentru că încă nu avem normele metodologice. Vă spuneam că asta este o perioadă tranzitorie, dar trebuie să se înțeleagă și iarăși un semnal de alarmă, că studiile făcute pe bani grei de către Ministerul Mediului trebuie să fie publice și trebuie să știm transparent câte zeci de mii, sute de mii de păsări avem în România. Iar în funcție de acest studiu, să vedem cât poate suporta mediul natural. Este impropriu ca mediul natural, da, care oferă, să spunem, cadrul ca aceste păsări ichtiofage să se hrănească, să fie abuziv ocupat de amenajerile piscicole care au activitate economică și care pe investițiile lor și pe banii lor trebuie să suporte aceste zeci și sute de mii de păsări care trebuie să se hrănească. Și eu cred că un program coerent, un program multianual de reducere acestui număr de păsări, așa cum este în Franța, de asta am dat exemplu unei țări fondatoare a Uniunii Europene, o țară care nu a inventat roata, dar a găsit o soluție să împace și natura, dar și această activitate. Pentru că, într-adevăr, soluțiile pentru a crește producția de pește este, în primul rând, să reduci pierderile și să reglezi, dacă vreți, ca pe un lanț trofic, da? Fiecare specie să poată fi reglată. Sunt N metode, nu numai cea de vânătoare, pentru a reduce numărul de păsări ichtiofage. Și o să vedeți, în orice fermă ajungeți, problema fondurilor europene accesate, dar din păcate pe care fermierii trebuie să le returneze acum, dintr-o greșeală de sistem, nu este greșeala fermierilor, subliniez, ei au respectat ghidurile
și măsurile care au fost aprobate. Acum să iei și să-i duci în faliment nu este corect. Trebuie găsit o soluție ca o greșeală de sistem, pentru că auditul european a spus foarte clar, fondurile au fost alocate fără să țină cont de regulile europene. Da? Dar în același timp fermierul a respectat o măsură și un ghid aprobat. Acum de ce imputăm fermierului? Și a doua problemă a păsărilor ichtiofage care trebuie rezolvată. Pentru a avea piscicultură, acvacultură și șansa ca producția de pește în România să crească. Am să vă dau o veste ciudată așa. În toamna asta am văzut că și șacalii mănâncă pește. Am văzut șacal în momentul când scoteam apa din bazine cu novac pe care îl mânca. Deci mai avem un prieten în mijlocul nostru. Noi avem speranța că se vor alinia astea planetele și pentru noi și că oamenii de care depind toate dorințele noastre le vor rezolva și sperăm ca în viitor apropiat să le avem aceste lucruri rezolvate. Domnul Ivanov, cum merge societatea dumneavoastră? E pe plus, e pe minus, e pe linia de plutire, că tot suntem aici, în mijlocul naturii? Credeți că dacă mergea pe minus, mai eram aici. Deci merge pe plus. Dar merge pe terâși grăpiși, știți. Noi mai avem norocul că mai avem și alte activități colaterale din care susținem societatea. Dacă o fi cazul și acolo se întâmplă niște belele, o să ne susținem unul pe altul, că altceva nu mai avem. De fapt, am avut așa și clipe când am văzut ce gânduri au, eu știu, guvernanții noștri să închid totul și să las totul și să plec. Ăsta a fost gândul meu. Și după aceea mi-am revenit când am făcut o tură prin amenajare și mi-a fost milă de mine că am luat asemenea, că vroiam să iau asemenea decizie de la locul ei. Legat de forța de muncă, e greu să mai găsiți pescari, oameni care să lucreze, că nu sunt simple condițiile. Noi, ca și turiști, ca și vizitatori, admirăm peisajul, am prins și o vreme bună, e plăcut pentru câteva ore să stai aici în mijlocul naturii, dar pentru cei care trebuie să iasă și în larg, fie vreme bună, fie vreme rea, cum spune și un slogan, nu e chiar tocmai cea mai fericită alegere în anumite situații. Au plecat aproape jumătate. Aproape jumătate din pescarii care îi aveam. Au plecat în Germania, în Olanda și noi lucrăm cu jumătate din personal. Și foarte mulți oameni în vârstă. Da, păi aia care erau din forță de muncă efectiv, aia s-au dus pe alte tărâmuri. Da. Iar noi, eu știu, sperăm. Le-am mărit salariile la oameni acum. Am făcut tot ce ține de noi. Ne luptăm cu cormorane, cu pelicane, cu șacale, cu... Dar atâta timp cât nu o să avem și forță de muncă, probabil salariile, și nu este o treabă în regulă. Salariile sunt în construcții, din construcții sunt 4.000, noi le-am dat 3.500 și s-au dus în construcții toți, fără nicio problemă. Aia care erau cât de cât în putere. Și nu este plăcut nici pentru ei, nici pentru noi să trecem prin această etapă în care teoretic nu avem nicio vină, că se repetă și am încercat să accesăm, să accesăm niște echipe de muncitori străini. Sunt foarte scump pentru noi. Foarte scump. Plus că noi facem un tip de agricultură, de acvacultură, ei fac altceva.
Am mai auzit că o parte sunt serioși, o parte neserioși și nu știi pe care îl nimerești și n-am vrut să riscăm că n-avem destui bani pentru să-i mai pierdem și cu ei. Poate aveți și ceva vești bune pentru oamenii ăștia care fac piscicultură respectiv? Da, în primul rând, societățile care au avut și au zeci de ani de muncă și cele care au reușit să se integreze, pentru că aici vorbim și de o societate care în timp și-a dezvoltat baza de producere a puietului. Vorbim de o societate care lucrează și o suprafață de teren și vorbim de o societate care a investit și în zootehnie. Și cred că privind lucrurile la rece, cred că asta e șansa de această societate supraviețuiește. Veștile bune sunt că eu sper ca în 3 săptămâni să avem o hotărâre de guvern privind compensarea cheltuielilor pe motorină, pentru că această hotărâre de guvern va prevedea următorii 3 ani. Aici se desfășoară o activitate care nu are nevoie de taxa de drum sau de alte taxe pe care, știți foarte bine, le percepem și care ar trebui să se întoarcă. De fapt, nu este o subvenție, este practic banii pe care îi dai pe litru de motorină se reîntorc către cel care a plătit pentru acciza. Și mi se pare corect ca banii să revină fermierilor. Discutăm despre ajutorul pe care fermierii îl pot accesa și este bine să-l acceseze cât mai repede pentru pagubele produse de războiul din Ucraina. Și cred că trebuie extins nu numai la pescuitul la Marea Neagră, a fost afectate toată delta Dunării, au fost afectate proximitatea și activitatea, sunt perioade efectiv în care activitatea a fost oprită și de asemenea piața reacționează în lanț, nu funcționează ceva și în Amonte și în Aval se întâmplă distorsiuni și cred că ar trebui să se calculeze mai repede această compensare. Vine un nou exercițiu financiar, aprobat încă din noiembrie, dar trebuie să făcute măsurile și eu îmi doresc, cu toate că situația este foarte gravă, să existe societăți care să mai aibă curajul să acceseze fonduri, dar subliniez, ele trebuie să făcute foarte atent pentru a nu ne situa în aceeași poziție ca la vechile programe pentru păsările ichtiofage, unde din păcate 20 ceva de unități au trebuit să dea bani înapoi. În situația actuală, unde 280 de societăți au avut probleme cu programele și vreau să subliniez că accesarea unor fonduri europene înseamnă exact societățile care sunt cele mai fezabile și cele mai bine puse la punct. Este foarte greu să le cer unor oameni care au făcut o investiție să dea bani înapoi. De aceea cred că memorandumul și circuitul legislativ al propunerii de a trece aceste sume ca o greșeală de sistem și neimputarea acestor sume fermierilor este un act de dreptate și juridic, după câte știu eu, acceptat inclusiv de Ministerul Justiției. Cred că Ministerul de Finanțe ar trebui să mai gândească încă o dată și să aprobe inițiativa care să treacă de guvern și să salvăm aceste ferme care, și aceste societăți comerciale care, repet, au respectat ghidurile, da, măsurile, au propus și au depus și au acceptat și au trecut de filtre și le-au fost aprobate proiectele. Și acum trebuie să dea bani înapoi. Este dificil, ca să nu spun vecină cu falimentul situația. De aceea eu consider că se încadrează foarte bine într-o greșeală de sistem și există proceduri și există posibilități ca aceste firme să nu fie distruse. Domnilor, mulțumesc mult de tot. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre. Până data viitoare, sănătate multă, să auzim de bine.